privim acest meci. Cum și-au dorit și adversarii, cum s-au văzut. Le-am spus mai înainte că un meci într-o cupă europeană este de fapt foarte frumos de jucat. Aceste meciuri români în domenii internaționale și din fericire pentru noi am avut am avut o mare discuție de joc. Echipa din Turcia, cu echipa mea, joacă un basket mai bun decât au făcut-o la începutul cu noi. Și oricum, extrem de diferit. Sunt practic de ce au avut. Deși au fost un jucător nou, sunt o echipă total, total diferită față de echipa pe care am avut-o în primul meci. Atât ca apărare, cât și ca atac, din toate punctele de vedere. Cu atât mai mult, mă bucur că am câștigat astă seară, pentru că am făcut-o în fața unui echipă foarte bune, cu jucători de mare valoare, în fața unei echipe care joacă într-un campionat excepțional de bun. Și pentru noi este o victorie importantă. Din importante, n-am reușit să ne ținem sănătoși. Pentru un meci. Cât de grav este pentru că... Părerea mea că nu va juca, dar bine, nu pot să știu. Părerea mea că nu va juca, dar indiferent dacă va juca sau nu va juca, noi... siguranță vom încerca să dăm totul să câștigăm acest meci, pentru că este lucrarea mea un meci foarte important. Chiar dacă, să zicem, nu știu ce s-a întâmplat, consider că totuși o competiție internațională trebuie tratată serios. Pentru că ne reprezintă pe noi ca echipă, ne reprezintă pe noi ca oraș și reprezintă în ultimul rând România, basketul românesc. Și din acest motiv sunt încă o dată, eu personal sunt foarte bucuros că am reușit să ne știu în această seară. Cu atât mai mult cu cât doar noi am reușit să vinem în această echipă, în această grupă. Și asta spune de la sine totul, zic eu. În jurul acestei trei meci cu Lugă, cu Crăzentul și cu Samara, se poate afirma că dar respectul puțin prea mare pentru campionă a făcut să... Nu cred. Poate avea că Samara și Crăzentul sunt două echipe foarte diferite. Sincer, nu mi-a convenit mai mult acest stil organizat de a juca basket decât să joci contra unui jucător. Nu știu. Foarte, foarte bun individual să... Cum să explică acest... Acesta este sportul, nu se explică nici mai. Acesta este sportul, pur și simplu. Eu am explicație, diferența... Am explicație, dar nu tot să o spunem acum. Am mai vorbit înainte, practic cu trei victorii te poți califica în turul următor, într-un mod lejer, să zicem. Însă am avut, repet, o serie de ghinioare din punctul meu de vedere. Tăria grupei, faptul că am avut, repet, prima și a treia favorită, un program total nefavorabil nouă pentru echipa la prima participare. Și inclus ghinionul ăsta să câștige Turcii de două ori împotriva roșilor. Adică dacă nu câștigau, azi n-am reușit decisiv. Să nu că păteam pe omul, eliminam pe Turcii. Asta intră în program. Bun. Sâmbătă ne așteaptă un meci, m-am spus și repet, foarte important. Îmi doresc să vină foarte multă lumea la seară, pentru că acesta va fi un meci de asemenea al publicului. Încercăm să ne despărțim în acest an calendaristic frumos și foarte tare mi-aș dori să fim cât mai mulți în sală, cu atât mai mult cât o să avem noi. Mulțumim mult!